Vasile Alexandrii a fost studiat de numeroși critici și istorici literari care au încercat să-l caracterizeze, să-i fixeze locul în istoria literaturii. Cu toate acestea, cea mai bună caracterizare i-a făcut-o Eminescu în Epigonii, acel rege al poeziei, veșnic tânăr și ferice. Ideea de rege este foarte bine găsită pentru că el nu are nimic de răzvrătit, nu are ceva dramatic, ci are o seninătate augustă, Vasile Alexandri. Și replica lui Vasile Alexandri, dată lui Eminescu, a fost de o exemplară eleganță, când se spunea cu maliție că a apărut un poet care scrie mai bine decât Alexandri. Alexandri, în loc să se înfurie așa cum ar face un scriitor de azi, a scris acele versuri impresionante: e unul care cântă mai bine decât mine, să-i fie bine țării și lui cu atât mai bine. Alexandrie avea o noblețe nu doar prin faptul că avea o ascendență boierească, avea o noblețe structurală, era un om de o mare generozitate. Este singurul poet din generația anterioară junimiștilor care a fost acceptat la Junimea. Era considerat chiar un mentor. Titu Maiorescu a scris nemilos despre direcția veche, despre, în contra direcției de azi în poezia română, direcția de azi, adică direcția veche a celor poeților dinainte, dar nu s-a referit și la Alexandria. Alexandria a fost permanent privit cu respect la Junimea. Deși era născut în 1821, deci cu aproape 30 de ani înaintea lui Eminescu, era considerat de-al lor, de-al junimiștilor. Alexandrii a fost privit cu simpatie de toți cei care l-au citit, dar și ironic de unii critici și istorici literari care au spus că idealizează satul românesc, că înfrumusețează lumea la care se referă. Chiar Călinescu spunea cu un anumit sarcasm că vorbea despre grozăvile iernii stând în conacul lui de la Mircești, la gura sobei, în papuci și halat și uitându-se pe geam cum viscolește afară și auzind de afară cum urlă lupii. E ceva adevărat în această remarcă, dar nu e dovadă de frivolitate, ci e un mod de a privi lumea. Deci Vasile Alexandrie are un mod selectiv. El vede în jurul lui ceea ce este frumos. Deci nu frumusețează existența, ci selectează ceea ce este frumos. Atâtea poezii, de exemplu, se referă la muncile câmpului ale țăranilor și nu se vede munca istovitoare a țăranilor, ci se vede un fel de balet pe care îl fac țăranii pe câmp, câte o idilă cu juna rodica, cu voia să trece pe lângă junii secerători. Deci este un mod al lui de a descrie partea fericită a existenței. Modul acesta surâzător de a privi lumea, care este caracteristic lui Vasile Alexandri, vine și din cultura franceză, care are o anumită grație, o anumită eleganță și o anumită evitare a dramatismului indecent și inutil. Vasile Alexandri este de formație franceză, așa cum puțini scriitori români importanți sunt de formație germană, Eminescu, Lucian Blaga. Ai noștri tineri la Paris învață, dar nu numai să-și lege la gât cravata și nodul la cravată, ci învață să scrie, învață să-și înțeleagă propria țară, fără să imite. Scriitorii mari nu au imitat cultura franceză, ci doar au folosit-o ca să înțeleagă mai bine spiritul românesc. Cea mai bună dovadă că și în cazul lui Vasile Alexandri se verifică această ecuație culturală este faptul că Miorița, celebra baladă populară Miorița, este de fapt prelucrată de Alexandri. Se spun foarte multe lucruri aberante în legătură cu Miorița. Miorița a fost culeasă de Alecu Rousseau, undeva în zona Vrancea, la Soveja, și
dată lui Alexandrii pentru a fi văzută și prelucrată. Vasile Alexandrii a modificat-o și a publicat o variantă care era a lui, dar a modificat-o în spiritul folclorului. A înțeles atât de bine sensibilitatea țăranului român, încât această variantă a fost readoptată de țărani, de lăutari, ca și cum ar fi fost a lor. Asta este ceva foarte impresionant. Ce poet nu și-ar dori să scrie un text care să fie primit cu dragoste și adoptat de românii simpli, de oamenii fără carte. Lumea, iarăși, dă dovadă de ignoranță când spune că păi era singura variantă, nu aveau de ales. Nu! În România circulă în momentul de față 998 de variante ale Mioriței, dinaintea variantei Alexandrii. Despre toate a scris un mare folclorist, dar ignorat, Adrian Fochi. A scris o carte imensă despre cele aproape 1000 de variante ale Mioriței. Ei bine, în concurență cu atât de multe variante, varianta lui Alexandrii a învins. De ce? Nu pentru că era unui poet cult, ci pentru că era mai românească decât variantele populare. Atât de bine a intuit esența spiritului românesc Vasile Alexandrii. Balada Miorița nu este o simplă baladă, este un fel de carte de vizită a culturii române, interpretată greșit. Foarte mulți vorbesc de resemnarea țăranului român, a ciobanului, care în loc să ia atitudine față de crima pusă la cale împotriva lui, se resemnează și se gândește ce să facă oile lui după ce el o să moară, cum să îi spună mamei lui să o liniștească, că de fapt s-a căsătorit cu fiica unui crai. Ciobanul nu se resemnează. Dacă cineva ar citi, am văzut până și o discuție între Gabriel Iceanu și Andrei Pleșu, care m-a făcut să roșesc. Acești oameni de mare cultură n-au citit niciodată Miorița cu atenție. Ciobanul nu se resemnează, ci zice, după ce află că există un complot împotriva lui și că ceilalți vor să-l omoare ca să ia turma de oi care e mai bună decât a celorlalți, spune așa, și de a fi să mor, să faci următorul lucru. Deci dacă o fi să mor, de a fi e condiționalul, dacă o fi să mor, păi asta face și un om de afaceri american când se suie în avion să plece în Japonia, care omul de afaceri american nu e pasiv, nu e resemnat, nu e apatic. Zice, plec, afacerile merg bine, dar dacă ar fi să se prăbușească avionul, îmi fac un testament. Deci mi se pare atât de simplu și atât de falsă ideea că românul este resemnat. Nu este resemnat deloc. Este prevăzător și generos. El zice, bineînțeles că urmează să se opună, să dea curs sfatului oiței năzdrăvane, să aducă câinii cei mai bărbați să-l apere, dar dacă o fi să mor, în limbaj folcloric, și de a fi să mor, atunci iată cu ce să face, să mă îngropați aici lângă turma mea pe care o iubeam, lângă câinii mei, și dacă o să vină o bătrână, mama mea, să întrebe de mine, să-i spuneți curat că m-am însărat cu o fică de crai, dar să nu-i spuneți că la nunta mea a căzut o stea. De ce? Pentru că în credința populară a cădea o stea înseamnă că a murit un om. Și mama lui, fiind țărancă, o să înțeleagă că a murit. Să nu-i spună asta. Câtă delicatețe sufletească, ce frumusețe. De fapt, este un testament pe care îl face ciobanul pentru eventualitatea că va muri. Ar trebui scoasă din mintea oamenilor această idee că Miorița este un simbol al resemnării. Nu e deloc adevărat. La începutul secolului 20, prin 1911, un critic literar de mâna a doua, H. Sanelevici, spunea, de ce nu se duce ciobanul
să se plângă la poliție și să ia atitudine față de cei doi asasini. Pentru că asta e o baladă, nu este un articol de ziar. Păi așa e ca și cum am zice că moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi, de ce nu se duce Ivan Ilici la un doctor și în loc să stea și să-și analizeze agonia? Totul e caragios, ca și cum ai zice că regele Lir, de ce e supărat că fiicele lui nu vor să-l găzduiască, de ce nu se duce la un hotel? E un mod jos, un mod vulgar de a gândi literatura. Asta e literatură, nu este articol de ziar. Alții au comentat faptul că în baladă sunt doi răufăcători și un singur personaj pozitiv. Zice, iată cum sunt românii. Din trei, doi sunt hoți și criminali. Altă prostie, pentru că de fapt au fost nenumărate grupuri de ciobani care au fost prieteni, care au fost solidari, dar aceia nu sunt interesanți pentru baladă. În balade se aleg subiectele care ies din comun. Asta este o selecție pe care o face, nu viața, o fac legile literaturii. În filme nu sunt... Păi dacă am judecat pe americani după filmele cu împușcături, am zice că toți americanii se împușcă de dimineață până seara. De fapt, americanii sunt un popor pașnic și muncesc de dimineață până seara. Dar normal că în film, ca să captivezi publicul, alegi subiecte senzaționale. Mă întorc și zic, lipsește orice inițiere în literatură în cazul celor care spun că balada asta dovedește că românii sunt hoți și criminali. Numai și numai tentative de a defăima spiritul românesc, care merită toată admirația. Și apoi ne putem întreba așa, cum Vasile Alexandrie, un om luminat, dintr-o familie boierească, care a studiat la Paris, care a renunțat la mari demnități, de exemplu, nu știu dacă se știe, că lui s-a propus să fie, înainte de a-i se propune lui Alexandru Ioan Cuza, să fie domnitorul celor două țări care urmau să se unească, Moldova și Țara Românească. Dar a refuzat, adică nu ăsta era scopul vieții lui, să ajungă domnitor. Un asemenea om prețuiește folclorul românesc și se găsește un publicist obscur din vremea noastră sau altul care să nu prețuiască. Adică nu poți să te întrebi. Sau Călinescu, care era un admirator al geniului românesc și inclusiv al geniului lui Vasile Alexandrie. Vasile Alexandrie a și câștigat un concurs internațional la Montpellier, un concurs de poezie la care puteau participa reprezentanții tuturor țărilor de origine latină și a câștigat acel concurs. El l-a câștigat cu o poezie, Ginta Latină, în care glorifică Ginta Latină. Poeziile lui Vasile Alexandrie sunt pline de farmec. Ele sunt pe placul și al copiilor, pentru că sunt simple și frumoase și nu au nimic fals, ci au ceva optimist. E un mod de a trăi viața, de a te bucura de ceea ce este frumos, nu de a te plânge la nesfârșit de ceea ce este urât.